Evenimentele vigilioase ce au loc în Ucraina în ultimul timp au influențat negativ asupra psihicului transcarpatienilor. Tot mai des se adresează oamenii la Centrul de Recuperare Psihologică a Maidanului, care timp de 2 săptămâni activează în incinta administrației regionale. Conform afirmației specialiștilor, pe întreg teritoriul Ucrainei funcționează asemenea centre. Sarcina lor prioritară constă în acordarea asistenței în momentele cruciale prin care trec oamenii pentru a-i ajuta să depășească starea emotivă. Eu am fost la Kiev, unde am trecut prin moment de euforie. Am ajutat să cadă guvernul care a demoralizat poporul nostru. Apoi am trecut printr-o stare de frustrare când a venit noua putere. Noi nu pentru asta am luptat. Oamenii au sperat că puterea va trece prin lustrație, dar prima lege adoptată nu s-a referit la lustrație, ci la eliberarea Iuliei Timoșenko de împărțirea portofoliilor. Săptămâna trecută, peste 30 de persoane s-au adresat la psihologi după ajutor. Aici permanent își fac datoria medicii psihologi care sunt gata să acorde ajutor individual sau să organizeze ore de psihoterapie interactive. Ore de psihoterapie individuală au solicitat în medie 3-4 persoane pe zi. În caz de se adresau 5-6 persoane, noi le ofeream ore de consultări individuale. 15-20 de minute în calitate de asistență psihologică. Pentru a acorda asistența cerută, zeci de psihologi și-au oferit serviciile. Toți membri ai Asociației Pan-Ucrainiene de Psihoterapeuți. La ei se adresează atât participanții la evenimentele furtunoase din Kiev, cât și locuitorii urbei. Oamenii doresc să facă confesiuni, să beneficieze de asistența specialistului. În acest caz, situația de regiune și țară i-a derutat pe oamenii pașnici, care nu găseau comportamentul adecvat în cazul necesității de a lua arma în mâini. De la orele 16 până la orele 19, psihologii sunt la dispoziția celor care doresc să depășească circumstanțele dificile. În prezent, psihologii sunt în căutarea unui spațiu unde ar putea oferi servicii, căci lumea vine la administrația regională. Provizoriu, medicii acordă ajutor pe holul acestei instituții în speranța că în curând noul guvernator va pune la dispoziția lor un birou special. Au trecut de-abia 2 săptămâni de când administrația regională de stat a fost supusă asaltului din partea activiștilor Euromaidanului. În aceeași zi a fost stopată activitatea tuturor departamentelor și secțiilor. De atunci au avut loc remanieri, multe departamente n-au funcționat deloc. Schimbările însă n-au afectat departamentul finanțe, specialiștii n-au lucrat o singură zi. Cum n-ar fi, dar noi trebuie să ne onorăm obligațiile mai devreme sau mai târziu. Activiștii ce au pichetat administrația de la bun început au declarat că departamentul ce se ocupă de plățile sociale va funcționa în regimul obișnuit. Astfel, în cele 2 săptămâni și departamentul fondului de pensii asigurate a funcționat ireproșabil. Astfel, în regiune nu se semnalează tergiversare în ceea ce privește asigurarea cu pensii a celor ce beneficiază de ele. Din primele zile ale fiecărei luni, noi calculăm pensiile și deja în prima săptămână a lunii transferăm banii spre poșta ucraineană. Circa 21,5 milioane grivne. Concomitent, sunt transferate circa 10 milioane grivne, ce constituie suma tranzacțiilor către bănci. Începând cu ziua de luni, circa 20 de departamente ale administrației funcționează în regim normal. Pe holul administrației amintesc despre evenimente și staful activiștilor, doar câteva pancarde și lumânările din fața clădirii. Coordonatorii Frontului Popular au menționat că noul președinte al administrației își exercită funcția și nu sunt motive pentru a bloca instituția. Revoluționarii își coordonează activitatea în dependență de desfășurarea evenimentelor din țară. O tradiție frumoasă a inițiat cu ani în urmă Colegiul de Științe Naturale și Umanitare. De ziua limbii materne, aici are loc Olimpiada la limba ucraineană pentru studenții reprezentanți ai minorităților naționale de la instituțiile de profil. În anul dedicat marelui cobzar al literaturii ucrainene Taras Șevcenko, motoul olimpiadei a fost cuvintele poetului cu semnificații adânci, care, parafrazate, ar suna așa: învață limba ta maternă, dar nu te dezice de la cunoașterea celor străine. Pentru români, limba de stat nu e deloc ușoară, dar în ultimul timp copiii o însușesc, demonstrând că atunci când vrei, poți. Româna este limba noastră, limba străbunilor noștri, dar limba ucraineană este limba de stat și toți care trăim în Ucraina trebuie să știm această limbă.